Ne-am dus la fabrică să luăm prima tubă de bere, să îmbuteliem, mă rog, și să livrăm la clienți care ne așteptau prin București deja. Și începuse să ningă pe drum, adică pierdusem, eram un brand necunoscut și deja venise iarna, pierdusem și sezonul. A fost foarte dificil la început. Dar ce voiam să spun este că asta, perspectiva asta de a crea ceva de la zero, ceva românesc și autentic, asta a fost motivația principală. Salut, dragi urmăritori! Bine ați revenit la podcastul Upgraded. În acest episod stau de vorbă cu Laurențiu Bănescu. El este cofondatorul fabricii de bere bună, care produce berea Zăganu. Pe lângă că berea Zăganu este berea mea favorită, acum am avut și șansa să stau de vorbă cu Laurențiu și el să-mi povestească cum a reușit să facă tranziția de la viața de corporatist, unde a petrecut mai mult de 10 ani, în a începe o afacere. Din primul moment al conversației am simțit că Laurențiu are o doză foarte ridicată de pozitivitate și optimism. Ascultă acest episod ca să afli cum a reușit Laurențiu să construiască un brand care este iubit de oameni și crește organic, deoarece beria este atât de bună încât oamenii nu se pot opri din a le povesti prietenilor săi, cum o fac și eu pentru voi. Încercați berea Zăganu! Pe lângă asta, dacă ne asculți pe Apple Podcast, nu uita să ne lași un review. Dacă ești pe YouTube, nu uita să ne dai subscribe și îți doresc o ascultare plăcută. Salut, Laurențiu! Bine ai venit la podcastul Upgraded! Salut, bine te-am găsit! Am zis să începem cu puțină încălzire. Am văzut pe Instagram că ai fost în weekend la Vama Veche. Și am avut mulți alți prieteni care au fost la mare, am văzut că plaja a fost plină. Ce părere ai? Nu este prea devreme ca să mergem la mare și să mergem în cluburi la mare? Nu se va reîntoarce coronavirusul super repede după chestia asta? Eu sunt de părere că ar trebui să-i lăsăm pe cei care se ocupă de coronavirus să decidă lucrurile astea. Cred că e foarte important ca noi să respectăm anumite reguli care sunt, dacă vrei, pentru toată lumea. Dar în același timp, cred că e foarte important să ne continuăm viețile, pentru că nu putem să ne să stăm închiși și să pretindem ca și cum e sfârșitul lumii. Eu chiar am încercat pe toată perioada asta de pandemie să vorbesc cât de puțin e nevoie despre coronavirus, pentru că în toată isteria asta și fake news-ul ăsta și paranoia asta, practic unii oameni au încetat să mai trăiască și să își vadă de treburile lor și de business-uri și de lucruri și să vorbească doar despre asta. Iar eu chiar nu vreau să fiu copleșit de genul ăsta de știri. Adică probabil că nu sunt nici pe departe o specialist, de aia nici nu vreau să-mi dau cu părerea, dar probabil că va exista în continuare virusul ăsta, probabil că vom trăi cu el. Probabil că unii dintre noi îl vom mai lua, dar totul este la nivel de discuții și de presupuneri în momentul ăsta. Ce putem face este să respectăm anumite reguli, să ne ferim cât putem de el, dar să trăim în continuare, pentru că au mai existat pandemii, au mai existat tot felul de boli în cursul umanității și omenirea mers mai departe. Adică asta, eu chiar nu vreau să mă las pradă acestei paranoii generale și negativism care este în jur. Și vreau să continui să-mi văd de treaba mea și de business-ul meu și de viața mea și să privesc partea bună a lucrurilor. Și tu Dar cum ai? Da, a fost foarte multă lume la mare în weekend. Da, ăsta. Chiar am văzut. Am văzut foarte mulți copii care terminaseră bacul și țipau pe acolo. Absolut. Am luat bacul. Și tu cum ai trăit această perioadă de pandemie când trebuia să stăm foarte mult în casă? Cum ți s-a părut? Am încercat să mă adaptez situației, evident. Am stat în casă foarte mult. Norocul meu e că am avut un balcon unde am putut să stau, să citesc, să pur și simplu să mă relaxez. N-am stat chiar închis în casă. Am citit foarte mult, am văzut multe filme, am încercat să fac tot ce ține de business-ul meu ca să funcționeze în continuare, să-l țin pe linia de plutire toată perioada asta. Și cam atât, am încercat să vorbesc cu prietenii, să mă întâlnesc cu ei, să țin legătura cu ei, cât de mult posibil să mă feresc de ce spuneam, de toate fake news-urile, da, și toți specialiști ăștia, să sizez ghilimelele, care toți au o părere mai nou, toată lumea știe ce va fi, toată lumea, în fine,
Nostradamus. Da. Mă bucur că ți-ai ținut această mentalitate plină de pozitivism, deoarece mulți oameni au căzut pradă acestei perioade, s-au lăsat de anumite chestii, lenevială, mentalitate mai negativă, că nu mai este cale de scăpare. Deci chiar mă bucur că tu ai stat pe o notă pozitivă. Da, eu cred că este genul de perioadă, evident e o perioadă negativă, dar e genul de perioadă interesantă, fie ea și negativă, pe care nu o să o mai întâlnim prea curând și care arată cumva că oamenii se polarizează, se duc în direcții diferite, practic. Unii preferă să cadă pradă acestei paranoii, să citeze, să mai trăiască, nu știu, să vorbească doar despre asta și toată viața să se învârtă în jurul acestei lucruri și alții încearcă să trăiască în continuare cu această pandemie sau pe lângă ea, sau dacă vrei. Da, absolut. Cam asta e. Și atunci ține foarte mult de fiecare cum ne alegem să fim. Absolut. Ai menționat că ai încercat să ții business-ul tău în viață. Tu ești cofondatorul Fabricii de Bere Bună, care este un nume foarte interesant, tot pe o notă pozitivă. Dar înainte să încep de această afacere, am văzut că ai lucrat aproximativ 10 ani în corporate. Uh-huh, aș fi curios cum a fost această tranziție. 11. Cum a fost această tranziție de la corporate, unde putem să zicem că totul este destul de sigur, ai un salariu lunar, știi ce trebuie să faci, ți se zice ce trebuie să faci, nu trebuie să iei decizii atât de multe singur, la te a tranziționa în antreprenoriat, unde ești singur, trebuie să iei decizii singur, să știi ce trebuie să faci pasul următor și tot teritoriul este mai nesigur. Cum a fost această tranziție? Păi, cochetam cu ideea asta oricum de mult. Cumva de prin 2009 am făcut cu niște prieteni un wine bar la București și pe urmă am mai făcut un wine bar la Cluj. Și cochetam la un moment dat cu ideea asta de a ieși din zona corporate și de a face propriul business, pentru că am căutat tot timpul un anumit nivel de independență și financiară și la nivel de autoritate sau, dacă vrei, o autonomie personală pe care să o pot avea. Da. Adică să mă pot mișca în stânga și în dreapta atunci când decid eu, nu când am un program fix. Și exact. Unul dintre lucrurile, probabil că e amuzant, dar unul dintre lucrurile care mă stresau cel mai mult era alarma care suna dimineața să mă duc la muncă. Dar suna stresant la nivel conceptual, nu pentru că doream să dorm foarte mult, ci pur și simplu ideea că sunt obligat să mă trezesc după o alarmă și atunci când nu vreau era foarte, foarte stresantă de la un punct încolo. Cred că cea mai mare cea mai mare pas sau piedică în calea trecerii de la corporate la antreprenoriat este lipsa salariului. Am citit la un moment dat un citat care mi-a plăcut foarte mult, m-a trăznit așa cumva în moalele capului și spunea că există trei droguri cele mai periculoase pe lumea asta, care sunt heroina, carbohidrații și salariul lunar. Cred că salariul ăsta lunar și tot discut cu... Chiar și aseară am vorbit cu un prieten despre lipsa venitului ăsta lunar sau predictibilității unor bani care ți intră, indiferent ce faci. Mă rog, nu chiar indiferent ce faci, dar indiferent de nivelul de energie și de entuziasm pe care l-ai la locul de muncă, ții o anumită sumă pe salariu de două ori pe lună. Iar asta, în momentul în care dispare, îți creează o stare mentală care te face să cauți și să revii la chestia asta permanent. Și ăsta a fost și cazul meu când am pornit cu Alex, cu asociatul meu, business-ul ăsta. Ne-am apucat cumva la sfârșitul lui 2012. Eu terminând cu ultimul job în octombrie 2012. Da. Am vrut să stau vreo 3 luni de zile, cel puțin, ca să văd ce planuri îmi fac. Și Alex a venit și a zis, hai să facem împreună un business. Mă rog, long story short, am vorbit despre o microbererie. Drumurile ne-au dus la Măneciu Ungureni, unde am găsit fabrica care era în conservare. Am negociat cu proprietarul,
am angajat niște oameni foarte buni care lucrează și acum pentru noi și sunt din localitatea de acolo care operaseră fabrica, ne-am creat brandul și am pornit business-ul ăsta. Dar probabil că traseul ar fi fost cine știe care altul, pentru că încă vreo 2 ani de zile, hai să spun un an jumate, tot am primit propuneri de joburi și mă tot suna lumea ca să mă reangajez și pentru că lucrurile când ai un startup nu merg din prima, evident, absolut. Trebuie să ai răbdare să ajungi, să zicem, uite cum a fost cu noi cu produsul pe piață, să te cunoască lumea, să vorbească despre produs și așa mai departe. Și pentru că aveam în continuare bani și pentru nevoie de bani și pentru retehnologizare și nu aveam nici venituri și nu nici se punea problema de profit sau de dividende la momentul respectiv, era tentația destul de mare de a mă reangaja. Dar țin minte și acum că am primit o ofertă de job și am stat și am cântărit-o vreo 3 luni de zile și la final am spus, băi, nu, am luat-o pe drumul ăsta, o să merg cu el, indiferent că veniturile sunt mai mici, că evident veniturile sunt mult mai mici decât un salariu de management într-o corporație. Evident, da. Că ăsta e adevărul, ultimul meu job era foarte destul de bine plătit. Dar am mers pe drumul ăsta și, na, ce să zic, probabil că dacă mă întorceam aș fi regretat la momentul respectiv. Dar oricum nu se punea problema să renunț la business, ci doar să le fac în paralel. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, destul de complicat și, într-un fel, îți împarte și focusul și energia și entuziasmul, pentru că în momentul în care ai un job care te solicită 8 ore, să spun într-o zi, hai, nu 8 ore, că mai ai o pauză de masă, mai faci o pauză, să spunem 6 ore, da. Toată energia și entuziasmul tău se duc acolo și în momentul în care vii la business, rămâi cu resturile de energie și entuziasm și ceea ce nu mi se pare tocmai regulă. Absolut. Chiar pentru chestia asta, eu și eu am un job la momentul actual, lucrez ca și programator, dar am început să aplic regula că mai bine mă trezesc la ora 6 și toată energia cea mai bună mi-o consum pe proiectele personale până la ora 9-10 când trebuie să încep jobul și după mă duc la job. Și așa este o balansă cât de cât. Da, da, da. Și aș fi curios care au fost acele aveai nevoie, presupun, de resurse înainte să faci tranziția către corporate sau ai aplicat la fonduri europene pentru a începe acea berărie? Deoarece ai spus că cel mai mare factor erau banii, nu mai aveai un influx lunar. Asta înseamnă că tu, înainte să faci pasul, tu aveai o rezervă de bani pe care ai decis să o investești în acea afacere. Da. Și exact, care crezi că este acea sumă la care tu ai putea să fii confortabil să iei această decizie, să ieși din corporate către un business la momentul actual? Am mai tot primit întrebarea asta. Ce pot să spun e că, în primul rând, n-am avut suficienți bani. Adică fabrica am cumpărat-o cu banii pe care aveam și apoi foarte multe plăți în rate. Eu aveam niște bani, Alex avea un apartament moștenit de la bunica lui pe care l-a vândut și cu asta am pornit, practic. Am înțeles. Da? Adică nu aveam întreaga sumă, să spun, și în general nu, asta este o situație ideală în care ai toți banii de care ai nevoie. Niciodată nu ai toți banii de care ai nevoie. Întotdeauna e nevoie să ai niște bani deoparte pentru chestii imprevizibile. De exemplu, o chestie la care nu ne așteptam a fost că ne-a luat 8 luni de zile să primim autorizația ca să vindem prima bere. Aceste 8 luni de zile costându-ne niște mii, dacă nu zeci de mii de euro de a ține fabrica, oamenii angajați, da, plătit taxe și așa mai departe. Și evident că, în primul rând, fondurile europene nici nu se pune problema sau nu se punea la momentul respectiv în 2013 pentru că suntem totuși producători de alcool, chiar dacă lumea spune că berea și vinul sunt alimente. Așa, între noi poate fi vorba că sunt alimente și mai râdem și mai glumim cu asta, că berea e pâine lichidă și vinul e sub gustul. Dar din perspectiva legii, ele sunt alcool, da, ca și țuica, ca și orice altceva. Și atunci procesul de autorizare presupune exact lucrurile astea, că te ocupi să ții niște autorizații de antrepozit fiscal.
Și există foarte multe reguli pentru chestia asta. Și atunci, da, fiind producător de alcool, nu există fonduri europene. Existau pentru vinuri, am pentru înțeles. Bere nu. Acum au apărut niște lucruri, dar cu 50% contribuție proprie, da, și așa mai departe. Noi n-am vrut să ne bazăm pe chestia asta pentru că am preferat să ne asumăm riscul și să mergem mai departe cu banii pe care aveam. Pe urmă ne-am dus și ne-am finanțat la o bancă în momentul în care au început să ne bage băncile în seamă, pentru că și atunci era dificil cu startup-urile, nimeni nu se uita. Adică toate băncile sau 90% din bănci puneau două întrebări. Ai bilanțul închis pe profit și ai două exerciții financiare închise. Ceea ce evident că erau două condiții pe care nu, da, cred că le îndeplinea niciun startup, mai ales un startup de producție care cumpără o facilitate de producție. N-ai cum să închizi bilanțul din primul an pe profit. Absolut imposibil, adică sunt niște cerințe total nerezonabile. Mă rog, ulterior, când am început să funcționăm mai bine ca business, în 3-4 ani, au început să fie și băncile interesate de a ne susține și de a ne finanța investițiile. Dar primii pași am făcut cu banii noștri, cu ce am reușit să strângem din perioadele corporatiste, da, am înțeles, noastre. Da? Și eu și Alex aveam niște bani deoparte, el a vândut și un apartament, în fine, și am pus banii cap la cap. Iar în momentul în care ne-am finanțat, și aici este foarte important, pentru că revin la întrebarea ta inițială, la un moment dat am decis că nu mai susținem business-ul din banii noștri. Adică aveam niște bani cât să ne susțină stilul de viață personal și am zis ok, am stabilit că ăsta este bugetul plus 30-50% cât l-am depășit, dar de acum înainte va trebui să găsim o sursă de finanțare care să nu ne afecteze viața personală, pentru că începusem să băgăm mâna în banii familiilor, să zic așa. Am înțeles. Și atunci am zis ok, mergem la bancă, ne finanțăm, da, sunt costurile un pic mai mari, da, erau garanții, dar la un moment dat e bine să pui un zid între banii personal și banii de business, pentru că altfel riști să îți faci viața un talmeș-balmeș. Absolut. V-ați menținut seninătatea minții ca să aveți o balanță între cele două vieți. Cu greu, da. Da. Și de ce ați ales industria berii? Păi, sau doar vă place beria în general și v-ați decis să intrați în acest domeniu? Două motive principale. Odată că, adică nu, de fapt sunt mai multe motive. În principal ne plăceau berile, dar nu berile astea standard, clasice, care sunt foarte asemănătoare între ele, diferă doar eticheta sau brandul. Și am văzut foarte mult călătorind că fiecare țară există beri locale, beri artizanale produse cu rețete diferite, stiluri de bere, și ne plăceau foarte mult și am zis ok. Al doilea motiv era și o mică frustrare că la noi nu existau fabrici de bere artizanală. Da. Și în 2013 cel puțin nu exista nici măcar ideea de bere artizanală sau denumirea asta, dacă vrei, și atunci am zis ok, hai să facem noi lucrul ăsta. Și trei, ce ne-a motivat foarte tare a fost perspectiva asta de a crea un brand românesc de la zero. Pentru că Zăganul ăsta e practic un brand creat de noi practic din nimic. Am luat niște utilaje, am conceput niște rețete de bere cu maestrul nostru berar de la fabrică, dar brandul în sine și tot ce înseamnă comunicarea brandului și distribuția și tot, asta a fost partea interesantă care ne-a motivat foarte mult. Chiar am observat că la voi, chiar dacă nu aveți, să zicem, o comunitate de milioane de urmăritori pe Facebook, ci aveți doar câteva mii, dar acei oameni sunt foarte angajați, practic, în ceea ce faceți și le place tot ceea ce faceți. Și aveți și berăria Craft Beer pe Calea Victoriei, care este în continuu plină. Cel puțin așa mi-au zis prietenii, încă nu am reușit să ajung acolo. Aș fi curios dacă ai putea să-mi descrii procesul de a construi acest brand care este atât de iubit de consumatori. Oh, e de o discuție lungă. În primul rând, noi am vrut să
creăm un brand românesc cu nume românesc care să fie, și am găsit cuvântul ăsta, zăganul, care vine de la, care înseamnă vulturul bărbos și care trăia pe un vârf în apropierea fabricii noastre. Și ne-am identificat cu el pentru că el a fost vânat până la dispariție de oameni. Mă rog, făcea tot felul de treburile, fura găinile și miei de prin gospodării, îi cam enerva. Dar era, practic am făcut o comparație cu fabricile de bere independente din România, care erau foarte multe, peste 100, înainte și în timpul anilor 90. Și care au dispărut una câte una, pentru că piața s-a concentrat în jurul companiilor multinaționale. Unele dintre fabrici n-au reușit să țină pasul cu multinaționalele la nivel de preț, competitivitate și așa mai departe. Unele au fost cumpărate, apoi închise și așa mai departe. Multe branduri românești de tradiție au fost cumpărate tot așa de companiile mari. Și noi am vrut să contribuim practic la revitalizarea industriei berii artizanale, care exista înainte și practic a dispărut. Și am zis, ok, vrem să aducem brandul Zăganu, dar vrem înapoi și toată comunitatea asta de beri locale independente. Și asta a fost ideea de bază. Și pe urmă de aici am pus pe hârtie pur și simplu tot planul ăsta. Ne-am făcut, evident, un buget, ceea ce e esențial în orice business, pe care l-am depășit ulterior, exact cum spuneam, aveam un, și n-aveam neapărat un fond de rezervă, dar din mers l-am creat și am ușor am pornit să distribuim berea. Mi-aduc aminte și acum că în 1 octombrie, când am primit într-un final autorizația, ne-am dus la fabrică să luăm prima dubă de bere, să îmbuteliem, mă rog, și să livrăm la clienți care ne așteptau prin București deja. Și începuse să ningă pe drum, adică pierdusem, eram un brand necunoscut și deja venise iarna, pierdusem și sezonul. A fost foarte dificil la început. Dar ce voiam să spun este că asta, perspectiva asta de a crea ceva de la zero, ceva românesc și autentic, asta a fost motivația principală. Am înțeles. Și la început aviați, consumatorii erau B2B sau B2C, când prima livrare, primul drum cu dubă? Nu, primii au fost niște prieteni. Am înțeles. Deci primii consumatori, mi-aduc aminte și acum, primele câteva facturi le-am făcut unor prieteni care aveau niște baruri sau unor oameni cu care eram prieteni pentru că cumva le vizitam frecvent barurile ca și consumatori. Și evident, de asta e foarte puternică comunitatea noastră, pentru că oamenii ăștia cărora le-am vândut prima dată bere au povestit mai departe altor oameni. Și ei și-au adus prietenii și au zis, a, uite, vezi că a apărut o bere nouă, hai să mergem acolo, se găsește, mergem să bem acolo. Și ne suntem foarte recunoscători acestei comunități, pentru că ei ne-au făcut cunoscuți din vorbă în vorbă, consumând și contribuind cumva la notorietatea brandului, că asta s-a întâmplat. Absolut. Și clienții, și businessurile sau respectiv clienții, și consumatorii noștri. Și suntem foarte mândri că lucrăm cu anumiți clienți încă de la început, adică din prima lună, din octombrie, sunt câțiva oameni care sunt cu noi de atunci în aceeași barcă și a fost foarte important. Foarte tare. Și de când aveți această berărie și acest brand, care a fost cel mai mare eșec care vi s-a întâmplat și ce v-a motivat ca să treceți peste acest eșec? Uf! A fost foarte important. Nu mi-aduc aminte un eșec așa răsunător demn de menționat, dar evident că au fost multe hopuri de trecut. Dar ce a fost foarte important este că am reușit să ne, fiind doi asociați, întotdeauna când exista o problemă, reușeam să ne tragem unul pe celălalt. Adică ba era unul într-o stare mai proastă sau într-o zonă mai urâtă și celălalt venea și spunea, băi, hai să mergem mai departe, hai să vedem cum facem, hai să vedem cum. Adică nu ne-am lăsat niciodată pradă eșecului și drobului de sare deasupra capului. Mamă, să vezi ce o să se întâmple acum, ce rău o să fie, ce nu știu ce. Ok, avem o problemă. De exemplu, săptămâna trecută
s-au stricat două echipamente în aceea zi. Da? Evident, în aceea zi, care amândouă blocau și partea de producție de bere și partea de maturare a berii. Ok, am dat 100 de telefoane, am găsit niște care au venit în regim de urgență și le-au reparat. Asta este. Deci, practic, am citit această comparație că în business, când ai un cofondator, este ca și o căsnicie. Acum poate sar puțin iarăși înapoi la început, dar tu cum ai simțit că partenerul tău este partenerul cel bun? Sau la început aveai dubii? Mai apar la început niște dubii și niște discuții, dar cred că a fost foarte important că, și chiar el spunea la un moment dat, că se vede mai des cu mine decât cu soția lui și cu trei copii. Apropo de... Și odată ce îți dai seama că așa sunt lucrurile, evident că apar discuții și tot așa. Chiar zilele trecute vorbeam cu un prieten care zicea că are și el niște discuții în contradictoriu cu asociatul lui și sunt inevitabile. Iar eu, ce am făcut noi, a fost să ne luăm o, cred că, pauză de o zi când am început să ne certăm pe diverse lucruri. Să ne gândim și să venim cu temele făcute, ce vrem să se întâmple și cum, astfel încât să nu se ducă naibii tot ce muncisem până atunci. Pentru că era foarte multă muncă, nervi, stres, nu suntem niciunul foarte orgolioși, dar intervine și ego ăsta, orgoliul la un moment dat. Ce faci tu, ce fac eu, cât faci tu, cât fac eu, când faci tu. De exemplu, el e foarte matinal, eu nu sunt foarte matinal, dar în schimb eu funcționez mai bine după amiaza și seara. Am înțeles. El, având o soție și trei copii, preferesc să petreacă timpul ăla cu ei, ceea ce e normal. Și atunci, cumva ne-am completat în toată perioada asta, ceea ce a fost super important, pentru că altfel apare, într-adevăr, discuții. Da. Noi suntem norocoși să spunem că și acum, după 7, nu cred că am avut o ceartă serioasă sau ceva, să fim așa la un pas de a strica lucrurile. Cred că contează foarte mult ca să puneți câteodată ego-ul la o parte, adică cel puțin persoanele care sunt într-un business, deoarece altfel ego-urile se ceartă între ele, de fapt. Da, așa e. Și de fapt, când e vorba de ego, chiar citeam și eu într-o carte chestia asta, că nu ai cum să câștigi o ceartă sau o argumentație. Pentru că dacă să zicem că noi doi ne certăm și eu te conving pe tine că nu, tu mă convingi pe mine și pierd argumentația că ai dreptate, ok, eu am pierdut, da? Dar dacă eu te conving pe tine și, să zicem, câștig între ghilimele, da, tot voi pierde, pentru că îți voi călca pe ego și tu nu o să ierzi niciodată chestia asta. Exact. Să fie mai important pentru tine că ți-am călcat ego, mai ales, să zicem, de față cu alți oameni, decât faptul că eu aveam dreptate și tu n-aveai dreptate sau invers, da? Chiar dacă îți dovedesc că am dreptate, tu tot o să mă urăști pentru asta. Deci, practic, eu nu câștig nimic, oricum exact ar fi. Dar asta cred că e o chestie de vârstă și de maturitate. Adică e nevoie să ți-o furi de câteva ori bine în situații de genul ăsta în care pui ego în față și să-ți dai seama că, de fapt, nu câștigi nimic. Exact. Din contră, long term, pierzi față de omul ăla, într-un fel. Am citit și eu recent într-o carte. Cartea se numește Never Split the Difference, de la Chris Voss. Și povestea despre chestia asta cu win-win situation, știi? Că în business funcționează foarte bine dacă ambele părți câștigă. Dar el argumenta că, de fapt, această chestie, că ambele părți câștigă, este eronată, deoarece atunci când ambele părți câștigă, și eu trebuie să renunț la ceva, și tu trebuie să renunți la ceva, deci niciunul dintre noi nu-i fericit. Da. Ai menționat de cărți. Aș fi curios dacă citești cărți, are dezvoltarea personală ceva rol în viața ta? Da. Am citit, când am pornit bereria, foarte multe cărți despre alți fondatori de bere artizanale, pentru că m-a interesat foarte mult drumul lor de la începutul proiectului și cum s-au dezvoltat și cum au reușit să ajungă mari. În general sunt cărți scrise de americani, pentru că ei au setat trendul acestor microbere. Cred că am citit 7-8 cărți din domeniul ăsta. Citesc foarte mult și eu despre partea asta de dezvoltare personală, pentru că e important să ai un soi de
structură și o gândire strategică pe termen lung, adică să-ți setezi niște obiective, să-ți faci un plan de acțiune, mi se pare esențial. Nu e suficient doar să ai o idee bună sau un produs bun atâta vreme cât n-ai un plan de a-ți urmări niște Absolut. Obiective foarte clare. Și da, mă interesează foarte mult chestia asta. Și lucruri care țin, sau cărți care țin de mindset, pentru că eu sunt o persoană optimistă de fel și vreau să fiu pozitiv și îmi place să, nu știu cum să zic, să văd the good life, știi? Adică îmi plac. Și atunci am citit mult și pe tema asta și mai nou am citit inclusiv niște lucruri care țin de, să zic așa, opusul literaturii occidentale de dezvoltare personală, care e literatura orientală, care e tot de dezvoltare personală. Da. Și câteva idei care sunt contradictorii acolo, dar care la un moment dat se întrepătrund. E foarte interesant când vezi amândouă părțile. Te referi la partea asta cu energie, spiritualitate către budism? Mai degrabă, da. Super, să știi că o să avem un alt sezon la podcast care o să fie despre spiritualitate, deci dacă dorești să revii mai încolo la o altă conversație, ar fi super. Da, mă rog, nu sunt nici pe departe vreun specialist, dar îmi place să citesc pentru că îți arată cu tot o altă perspectivă. Adică, de exemplu, să-ți dau un exemplu, perspectiva asta occidentală este foarte mult organizată pe a obține și a avea niște lucruri. Da. Pe când budismul sau partea asta orientală spune, practică un concept care se numește non-attachment-ul, să nu te atașezi de lucruri, de oameni, de stări, de lucruri de genul ăsta. Și odată ce vezi ambele variante, poți să decizi pentru tine ce e mai bine astăzi, în momentul ăsta. Pentru că altfel, dacă ești foarte mânat doar de chestii, să am atâția bani, să am mașină, să am nu știu ce casă, să am. Ok, la un dat îți pui întrebarea, ok, le am și apoi ce? Exact. Ce urmează? Ok, mi-am cumpărat mașina scumpă. No, eu nu sunt cu mașinile deloc, nici mă interesează subiectul, de exemplu. Dar și pe urmă ce? Știi? Da, acolo este distinția la ei între ego și ființa ta. Toate chestiile materiale doar îți dau boost la ego, să îți crească ego-ul, pe când ființa ta este separată și ei se focusează pe ființa ta și a dezvolta ființa ta. Ai menționat spiritualitatea, ai menționat gândirea pozitivă. Aș fi curios dacă mai sunt și alte valori ale tale, ce le-ai învățat de-a lungul anilor și acestea cum îți ghidează deciziile de zi cu zi și deciziile în business. Da, mai sunt. Acum eu consider că există niște lucruri pe care dacă le pui în practică, bune sau rele, ele ți se vor întoarce către tine într-o formă sau alta. Nu neapărat acum. Dacă, nu știu, dacă minți, înșeli și te comporți imoral, la un moment dat asta va veni către tine într-o formă. La fel și dacă te comporți corect față de oameni, ești bun și, mă rog, ai un anumit respect față de ei, lucrurile astea ți se întorc. Adică nu e... Și cam astea sunt principiile care după care mă ghidez, pentru că nu știu, n-aș vrea să intru foarte mult în detalii, dar cred că exact ce spuneam, ce practici astăzi, la un moment dat vei primi înapoi. Nu există o teorie sau o rețetă magică, dar am văzut chestia asta și e foarte important instinctul pe care l-ai legat de oameni și de modul în care te comporți cu ei. Chiar recent am început să citesc despre instinct și intuiție și cum simți oamenii, cum te comporți cu ei. Tu cum ți-ai dezvoltat această atitudine, acest skill? Sau doar vine cu experiența anilor? Vine cu experiența anilor și cu experiența greșelilor pe care le faci. Pentru că instinctual, eu cred și am început să practic chestia asta de câțiva ani, să am încredere în instinctul pe care mi-l dă un om sau un proiect sau o situație anume. Și mi-am dat seama că rar m-a înșelat. Pe când atunci când nu ți
asculți instinctul și te ghidezi după rațional, îți bagi toate filtrele tale pe care le avem cu toții din copilărie, atunci riști să iei niște decizii proaste. Să zici, a, ok, da, instinctul îmi spune că omul ăsta îmi va trage o țeapă, dar hai să lasă-l, hai să-i dăm o șansă, hai să nu știu ce, chiar dacă a mințit, chiar dacă are un precedent, chiar dacă are o reputație proastă, hai să-i dăm o șansă. Și uite așa, exact asta este situația în care greșești și că ți-o furi, practic, o dată, de două ori, de trei ori, până când înveți că, de fapt, e bine să asculți instinctul, că probabil e cea mai pură formă a eu-ului nostru. Absolut. Exact de acolo. Da, acea mică voce care doar șoptește acolo în mintea ta și ego-ul între timp urlă, du-te, ia. Da, șoptește și provin 900 de alte voci care spun, nu, lasă pe aia, că nu știe, tu știi mai bine, că ești mai deștept decât... Exact. Aș fi curios, în ultimele 6-12 luni, deoarece tu în continuu citești, te dezvolți, dar în ultimele 6-12 luni, ce credință, comportament sau obicei nou ți-a îmbunătățit viața cel mai mult? Foarte mult sportul de dimineață. Fac aproximativ 45 de minute o oră sport în fiecare dimineață. 7 zile pe săptămână sau 5 zile pe săptămână? Cam 6 zile pe săptămână. O zi pauză. Înțeles. Da? Pentru că asta, în primul rând, dă niște energie dimineață și, doi, m-a ajutat să trec peste mici probleme medicale pe care le-am avut. Am înțeles. Și de acolo a pornit. Adică asta a fost sursa de motivație. Altfel făceam după ureche. Dar asta cred că mi-a îmbunătățit foarte mult și... ajută mult la partea asta de energie și nu știu cum să spun, pe care o ai dimineața, momentul în care faci asta. Și ce fel de program de antrenament urmărești? Ești cu un antrenor personal sau este ceva mai special? E ceva conceput din mai multe surse, o parte de kineto pentru partea asta medicală care se numește spate cervicală, o parte de stretching și o parte de exerciții din asta de cor și forță. Am înțeles, foarte tare. Adică e un combo între ele, făcut așa, din mai multe surse. Da, ceea ce funcționează pentru tine și are nevoie corpul tău. Super. Exact. Aș avea două întrebări de final, una care să o dedicăm audienței și aș vrea să te întreb ce sfat ai dat tinerilor care vor să înceapă o afacere? Unul singur sau mai multe? Câte vrei tu, valoarea nu are limite. Două sfaturi îmi vin în minte, dar posibil în timp ce vorbesc mai îmi vine și altele. Primul este să asculte cât mai puțin de familie și prieteni. Pentru că, din păcate, deși le vor binele, s-ar putea să fie un spațiu ciudat ăsta, fac un disclaimer aici, dar deși familia și prietenii, în esență, îți vor binele, sunt total neavizați în ceea ce privește o idee de afaceri. Și e important să asculți cât mai puțin de ei, pentru că dacă ai o idee, decide tu dacă este bună sau rea, sau consultă-te cu niște oameni care sunt avizați în domeniul respectiv, care îți pot da niște sfaturi valide. Pe noi, de exemplu, ne-a descurajat foarte mult lumea din jur când am început afacerea asta. Ne-a spus că suntem nebuni, că nu știm ce facem, că o să fim mâncați pe pâine de companiile multinaționale. Parțial adevărat, adică riscurile au existat întotdeauna, dar uite că dacă ne-am văzut de treabă și am avut un plan foarte bun, l-am reușit să răzbim. A doua chestie este legată de plan. E foarte important să știi, în momentul în care ai o idee, care o fi ea, care e scopul sau ce vrei să faci cu ideea asta, unde vrei să o aduci și la ce dimensiune și cumva în cât timp, măcar să ai o estimare, o prognoză a ei. Și trei, și ăsta nu e un sfat foarte sexy, dar e esențial pentru orice business. Și revin la discuția de la început, când ești angajat, nu ai niciun soi de presiune a veniturilor și cheltuielilor. Ție îți vine salariul,
Când ai business-ul tău, deja dacă îl faci singur, și o să revin și la ideea asta cu făcutul singur, nu este presiunea atât de mare, dar în același timp trebuie să te plătești și pe tine. Dar în momentul în care ai oameni pe care să-i plătești, e foarte important să știi ce e la un cont de profit și pierdere sau o balanță, să te uiți la cheltuieli, să știi, să-ți faci o prognoză de cheltuieli, să știi ce e la un cash flow, să-ți încasezi banii din piață și așa mai departe. Să poți să-ți faci o strategie comercială dacă vrei, nu doar o strategie de idee și produs, ci și cum o pui în piață, cum recuperezi banii, cum o monetizezi, ca să zic așa. Și mai aveam ideea asta cu făcutul singur, care iarăși învățată din ce făceam noi. Noi la început am încercat, cu excepția părții de producție care e la fabrică, să facem totul singur. De la facturi, la încasări, la livrări, la absolut tot, la dezvoltarea clienților. Și la un moment dat îți dai seama că de două lucruri. Odată, nu poți să le faci singur pe toate. Și doi, nu este recomandat să încerci să le faci pe toate, pentru că nu te poți pricepe la toate. Absolut. Și atunci, dacă tu ești, să zic, uite, ești programator și vrei să-ți faci o firmă de software, tu ești foarte bun tehnic, dar s-ar putea pe partea financiară sau de management al unui proiect mai larg să fie altcineva mai bun ca tine. Exact. Și recomandarea era, lasă-ți ego-ul la o parte, pentru că nu poți și nu ai cum să le știi pe toate la fel de bine cum le știu alți oameni care le-au făcut și au experiență în domeniul respectiv. De exemplu, la noi, partea de producție. Da, am învățat extrem de multe despre bere. Cu toate astea, există echipa de la fabrică care stăpânește de 100-200 de ori mai bine echipamentele alea decât vom putea să le stăpânim noi vreodată. Și atunci, hai să lăsăm pe oamenii aia să facă treaba și noi să ne vedem de partea pe care o știm și pe care cu care suntem confortabili. Da, nu are rost să mergi tu acolo în fabrică să faci berea respectivă cu mâna ta doar ca să zici că, a, da, eu, Laurențiu, am făcut berea aia pe care o bei. Asta... Am făcut și asta, da, dar ca să vedem și să înțelegem toate lucrurile. Și am învățat foarte mult despre bere și despre greșelile pe care le poți face în bere, despre ingrediente și așa mai departe. Dar oamenii care sunt profesioniști trebuie lăsați să-și facă absolut treaba. Super. Ultima întrebare, ca să mai adăugăm puțină personalitate, Laurențiu, la acest interviu. Care este acel lucru ciudat ce nu prea multe lume știe despre tine că îți place să faci? Ciudat? Hai să mă gândesc la ceva ciudat acum. Până acum vreo 2 ani, când mergeam și jucam snooker și chiar e o chestie care îmi făcea foarte mare plăcere, pentru că jucam din liceu, practic, practicam sportul ăsta și mă duceam la turnee și așa. A căzut cumva acum hobby-ul ăsta, dar cred că o să mă apuc din nou de el. Pentru că necesită foarte mult antrenament și n-am avut timp să dedic pentru asta. Și pentru un tip de vârsta mea e destul de frustrant să te bată cu 3-0 un copil de 14 ani care petrece toată ziua într-o sală de snooker și practic te bate, te ascultă cu ureche. Chiar am o poză cu un copil de vreo, nu știu, cred că avea 12 sau 13 ani, care îmi venea efectiv până la aproape de buric și care m-a bătut fără drept de apel, adică juca atât de bine. Venise cu taică să ne-a făcut și o poză, arătam așa cumva la nivelul. Da, absolut senzațional copilul ăla și chiar sper să facă performanță. Și na, îți dai seama, știi, zici, băi, copilul ăsta are 13 ani, exact. Mă bate cu 3-0 așa jumătate de oră, știi, nu, nici n-apuc să mă dezmeticesc. Tu doar te uitai la el, cum dădea el de băgat toate mingile, da. Exact. Super, Laurențiu. Înveți ceva inclusiv din chestia asta, știi, că ce te apuci acum să te enervezi pe un copil, știi, adică exact. E absurd. Îmbunătățește jocul tău și poate îl bați, dar dacă nu pui antrenament acolo, ore de antrenament, n-ai nicio șansă. Clar. Și tu aveai mai de mult planul ca să treci să fii jucător de snooker profesionist? Profesionist e mult spus. Există o ligă profesionistă de snooker în România, dar, mă rog, nivelul nu e așa ridicat cum e la Eurosport, în ce vedem noi. Dar da, am jucat în liga aia și în cea inferioară, mă rog, am
retrogradat, am promovat și așa mai departe. Adică e un cadru organizat destul de bine, dar da, nu e un nivel atât de ridicat încât să... Și noi avem vreun român care ne reprezintă în acea ligă de snooker care este în, nu știu, cea mai tare ligă de snooker? Avem mai mulți tineri care au participat la turnee internaționale și chiar unul dintre ei mi se pare că a luat locul 3 la un campionat european de amatori. Da, amatorii ăștia, cei care câștigă, intră în top 100, ceea ce e o performanță extraordinară. Da. Nu sunt chiar așa amatori. Nu, sunt chiar foarte buni și sunt câțiva, nu știu, vreo 5, 6, 10, mă rog, acum s-au mărit, dar copiii care jucau de la 10-12 ani și care au ajuns să facă destule performanțe pentru România destul de importante. Am înțeles, foarte mișto. Da. Super, Laurențiu! Mersi foarte mult că ai participat la interviu, cred că a fost o conversație foarte bună, ne-ai învățat foarte multe chestii faine despre cum ai construit Zăganul, deci îți mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu mult de invitație, a fost o conversație tare bună și mult succes cu proiectele tale. Mersi, la fel și vouă, o zi faină! Ați plăcut!